Bine ați venit la cea de-a treia sesiune a discuției noastre despre muzică și continuăm cu discuția despre aceste trei categorii de cântări despre care vorbește Apostolul Pavel în Efeseni 5 cu 19 și în Coloseni 3 cu 16. Apostolul Pavel ne vorbește despre psalmi, despre cântări de laudă și despre cântări duhovnicești. Acum, nu avem foarte clar din pasajele respective, nu avem foarte clar o descriere a fiecarei categorii și bineînțeles că au fost interpreți de-a lungul anilor care spuneau că este doar o simplă descriere a muzicii bisericești pe care o face Pavel, dar nu se referă la categorii distincte. Eu consider că totuși e vorba de trei categorii distincte de cântare și aș vrea să sugerez în discuția asta cam în ce constă fiecare categorie, pentru că în acest mod avem un criteriu, un standard vis-a-vis de care putem evalua muzica pe care o cântăm noi în bisericile noastre, muzica pe care o ascultăm în momentele noastre de meditație, de relaxare sau în orice moment când ascultăm muzică. Psalmii, în primul rând, sunt acele cântări pe care le avem ca model în Scriptură, de fapt. Știți că Scriptura conține 150 de psalmi în Cartea Psalmilor și apoi conține multe alte cântări și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dacă ne uităm în Cartea Psalmilor, am putea să împărțim categoriile de psalmi pe care le găsim acolo în trei feluri majore de psalmi. Ele pot fi apoi, bineînțeles, divizate în categorii mai mici, dar sunt cel puțin trei feluri de psalmi pe care le întâlnim pe paginile Scripturii. Sunt acele cântări care proclamă adevărul despre Dumnezeu, afirmă adevărul despre Dumnezeu și ele ocupă un loc important în Cartea Psalmilor. Apoi avem psalmi care au un caracter de lamentație, psalmii care denunță nedreptatea cu care ne confruntăm în această lume afectată de păcat, această lume care cunoaște multă nedreptate și psalmistul uneori folosește un limbaj poate chiar destul de greu, destul de sever, pentru că denunțarea nedreptății are de face într-un context în care el însuși suferă nedreptate. Și apoi avem o a treia categorie importantă, psalm care exprimă încrederea în Dumnezeu, încrederea în planul și în scopurile lui Dumnezeu. Chiar în pofida realității înconjurătoare pe care o cunoaște psalmistul, care poate nu îi dă motive să aibă speranțe, totuși el își exprimă încrederea în acest Dumnezeu pe care îl slujește, acest Dumnezeu extraordinar, creatorul tuturor lucrurilor, care are intenții bune față de creația lui. Și în acest mod, psalmistul, de fapt, afirmă din nou și din nou aceste adevăruri fundamentale despre un Dumnezeu care este în mod fundamental bun. În mod fundamental, un Dumnezeu care dorește binele creației lui. Deci, în contextul bisericilor noastre, aceste trei categorii de cântări ar trebui să fie prezente și ele sunt prezente în general, dar ele trebuie să fie folosite în mod distinctiv în contextul închinării, pentru că închinarea în biserică are rolul de a exprima aceste adevăruri despre Dumnezeu, de a exprima încrederea în El și totodată de a exprima
cumva acest șoc pe care îl avem în fața nedreptății acestei lumi, un șoc care să ne conducă la rugăciunea și dorința de a vedea dreptatea lui Hristos triumfând. Când venim la cântările de laudă, ele sunt cântări specifice, a spune eu, care exprimă din nou cel puțin trei lucruri. Pe de-o parte, ele exprimă slava la adresa lui Dumnezeu, adică afirmă sau admiră, dau un sentiment de admirație față de Dumnezeu, față de cine este El și cum este El. Din nou, ele sunt bazate pe Scriptură, pentru că Scriptura ne învață despre Dumnezeu și această slavă, această laudă exprimată este parte din modul în care copiii lui Dumnezeu, credincioșii, cei care îl cunosc și îl urmează pe Dumnezeu, se raportează la Tatăl lor divin, la Dumnezeu și înțeleg modul în care Dumnezeu este. Totodată cântările de laudă sunt cântări care vorbesc despre onoarea care trebuie adusă lui Dumnezeu. Scriptura ne vorbește de peste 100 de ori despre faptul că trebuie să ne temem de Dumnezeu, teamă care nu trebuie interpretată ca și groază, ca exprimarea groazei sau a fricii, ci mai degrabă ca o încurajare la a-L respecta pe Dumnezeu, a avea reverență față de Dumnezeu. Și cântările de laudă trebuie să exprime această reverență, pentru că trebuie, respectul pe care trebuie să-l arătăm față de Dumnezeu face parte din acea recunoaștere a faptului că există o distinție clară între Dumnezeu creator și creatura pe care a făcut-o El, adică omul. O distinție și ontologică și morală. Dumnezeu este total separat de creația Lui, din punct de vedere ontologic, nu se contopește cu creația și este total superior moral față de creația Lui, până acolo încât Scriptura ne spune că El găsește vină sau nici măcar îngerii nu sunt perfecți în comparație cu perfecțiunea lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, în lauda noastră, noi trebuie să exprimăm respect și reverență și din punct de vedere al mesajului exprimat și din punct de vedere al modului în care exprimăm mesajul, al modului în care cântăm, al modului în care ne exprimăm în tot ceea ce facem. Apoi, cântările de laudă exprimă și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu. Mulțumire care descrie planurile și lucrările lui Dumnezeu. Avem multe exemple de astfel de cântări, chiar și pe paginile Scripturii, cântări care ne dau din nou o viziune despre modul în care lucrează Dumnezeu în lume, modul în care lucrează Dumnezeu cu credincioșii, cu poporul Lui, cu copiii Lui. Și apoi, a treia categorie de cântări sunt cântările duhovnicești. Asta este o categorie puțin mai tainică, mai interesantă pentru mulți, pentru că acest cuvânt duhovnicesc ne duce cu ideea la cântările care au de-a face cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața credinciosului. Eu aș vrea să le definesc din nou, vorbind de trei cuvinte importante. Pe de-o parte, sunt cântări care dau învățătură credincioșilor, învățătură pentru că afirmă crezul, afirmă doctrina, afirmă adevăruri doctrinare despre Dumnezeu și ele sunt foarte importante, făceau parte din închinarea bisericii, mai ales în contextul secolelor trecute în care oamenii nu aveau acces toți la Scriptură și la educație. Imnurile care se cântau în biserică, aceste cântări duhovnicești care învățau
erau extrem de importante. Ele erau, de fapt, modalitatea prin care enoriașii învățau crezul pe care îl aveau. Apoi, ele exprimă și încurajare, pentru că motivează biserica la speranță, la nădejde în mântuirea pe care o dă Dumnezeu. Și este tot parte din acea educare a comunității să înțeleagă modul și planul de lucru al lui Dumnezeu în biserică. Și în final, ele exprimă și o îndemnare a credinciosului către dragoste, către fapte bune, către o viață trăită corect. Deci cântările duhovnicești au un rol extrem de important în contextul bisericii, în contextul comunității de credincioși, și ele toate exprimă această dimensiune a educării credinciosului către o viață corectă. Vă mulțumesc, încheiem aici cea de-a treia sesiune și vom continua apoi în ultima parte cu o discuție despre ce înseamnă închinarea corectă, adecvată înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!